Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Studiază Biblia. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Psalmul 119, versetul 18. Vă rog să țineți cont de câteva sugestii practice pentru a ne îmbogăți prin studierea Bibliei. Întâi, programează-ți studiul. În caz contrar, nu-l vei începe. Învață să spui nu lucrurilor neimportante. Pentru mulți dintre noi, cel mai mare obstacol în calea studierii Bibliei este televizorul. Omul de rând se uită la televizor peste 4 ore pe zi. Să calculăm. Asta înseamnă 61 de zile pe an. 2 luni. Până la vârsta de 18 ani, omul obișnuit a văzut 200.000 de fapte de violență, inclusiv 16.000 de crime. Până la vârsta de 65 de ani, ei au petrecut cam 9 ani și jumătate uitându-se la televizor. Prin contrast, dacă te duce duminica la studiul biblic în mod regulat, de la naștere până la vârsta de 65 de ani, ai acumulat numai 4 luni de învățătură biblică. Nu e de mirare că pe plan spiritual încă ne luptăm. Disciplinează-te, punând deoparte o perioadă anume din fiecare zi pentru a studia Biblia și să nu lași nimic să-ți stea în cale. Și fă lucrul acesta când te simți cel mai bine din punct de vedere fizic, emoțional și intelectual, nu când ești ocupat și grăbit. Tu știi cel mai bine dacă ești un om de zi sau de noapte, așa că alege timpul în care ești cel mai treaz. Duhul poate fi doritor, dar trupul e slab. Așa că dacă nu vrei ca timpul tău pentru studiu să se transforme în timp pentru moțăit, atunci nu încerca să studiezi când ești obosit sau imediat după ce ai mâncat copios. Ia-ți un caiet pe care să-ți notezi observațiile și să-ți iei evidența a ceea ce îți spune Dumnezeu. Prin scris, faci 3 lucruri. Îți clarifici, îți întipărești și personalizezi. De asemenea, întreabă-te ce pot extrage din acest pasaj. Lucrul acesta te va ajuta să-ți fixezi bine cuvântul lui Dumnezeu în minte și să-ți stârnești mintea referitor la ce trebuie să știi despre el.